Bună dimineața la toată lumea. Este ora 4. Aștept să vină un prieten să mă iei cu mașina, să mergem la pescuit la Prut, pe o zonă unde n-am mai fost niciodată, undeva la Sădoveni. Astăzi arată ploaie după ora 12. Acum nu știu dacă o să vină. Uitați, scolele-s pregătite. Am luat o lanțetuță la fider, puțin în adă, râmi. Și o să mă duc cu sculii de pias, pentru că sculii mele de Prut sunt în altă zonă. Și acum nu le am la mine. Văd că începe să luminează încet cu încetul. Ar fi vreo 60 de kilometri. Am impresia că e de aici, din Botoșan, până acolo. Să vedem ce o să facem. Salut din nou de pe Prut, suntem aici în satul la Sădoveni. Astăzi voi sta până la ora 12:01 să vedem cum e vremea, că uitați, se nouurează și este anunțat ploaie. Dacă nu se ploaie, o să stau și mai mult. Am aruncat două lansetuțe, una la râm și una la boabe de conservă și am și o lansetă la fider. Tot pe râmă, n-am vermoște astăzi. Apa este superbă, liniștită, vremea e faină. Să vedem ce capturi putem avea de aici, de la Sădoveni. Aici am venit pentru prima dată. Și când o să am ocazia, o să mai caut și alte locuri de pescuit super faine, așa cum e și asta. Unii poți veni cu mașina. Și să ne chiar la chiar la sat aici, în sat. După aia, cu timpul, o să mă informez și o să caut niște locuri și mai departe, mai sălbatici un pic. Deocamdată, să vedem cum merge astăzi. Eu nu singur, am venit cu un prieten și să vedem ce faci și el, ce fac și eu, cam ce putem lua. Am făcut-o așa, o tură cu mașina, până la baraj la Costești, acolo, pe la Ripiceni, ne-am uitat și pe acolo. Și până la urmă ne-am hotărât că rămânem aici. Dar vom căuta și alte locuri când vom avea timp. Ia, uitați bărcuța ce frumos. Deci aici se poate face un pescuit frumos cu bărcuța. Acolo lasă, vede, întoarce. Se duce mai ales una. Ce distanță mare a dus ai, frate. Și o întoarce spre casă. Iată cum vine. Trebuie să ieși ceva mai performantă, că merge frumos pe valori. Locația este superbă. Avem parte de petriș pe jos. Deci, chiar dacă plouă, nu te mulești, rămâi curat. Iar pe partea aialaltă, pe Moldova, am un relief destul de frumos și acolo, cu niște dealuri înverzate cu copaci. Deocamdată n-am avut nicio încercătură. Astăzi îți cumva așa mă informez cam ce merge pe zona asta, la ce să dai, ce fel de sculii trebuie. Eu am venit cu lansetuțele astea mele cu care pescuiesc pe azi. Nu știu cât de eficiente, cu toate că și aici arată ca pe azi, curent sunt un pic altfel pe de sub.
văzut pești, s-au prins și în stânga și în dreapta. Oamenii aveau ceva pești care au venit mai dimineață. Ideea că am auzit pe la ei de vermuști și de pufuleț. Adică niște pufuleți am găsit că aveam la mine, dar vermuști nu mi-am luat. Eu am necurâmii foarte, foarte mari, șerpești. Și alea merg mai bine, cred că acolo unde pescuiesc eu pe zona aia sălbatică. Prietul meu a luat la râmi din astea de magazin mai micuță, a luat o plătică, un somotel mititel. Și sper să-mi intre și mie la râmele alea care stau, dacă intră trebuie să fie ceva mare, ca să poată să-mi îl iei. Atunci o să stau mai mult și o să aștept și mergem la ghici. Vine, nu vine. Măi, că ăsta-i mai mititel. Hai, tu ești somotel de prut, mă, băiatule, mă, bă, gălbuiețule, mă. Tu ești de petriș, nu ești ca la mine acolo, mai negru din mâră, așa. Tu aici ești în somotel de petriș. Ia, hai să vedem cum pleacă băiețul. Trebuie să vadă cum pleacă. Hai, fugi. Ia, uitați-l cum am plecat. Da, și pentru cei care mă urmăriți din alte localități și nu știți unde este această zonă, aici suntem în județul Botoșani. Suntem în comuna Manoleasa, iar satul ăsta se numește Sadoveni. Iar pe partea aialaltă este Republica Moldova. Deci apa asta care ne dispărte este granița între noi și Republica Moldova. Dacă doriți să găsiți mai rapid zona asta pe hartă, este foarte aproape de barajul Stânca Costești. Tu aici se lărgește, iese din ritmul lui normal de râu și transformă așa într-un fel de aproape ca o mare. Și este căutat de foarte mulți pescari din zonă. Am la asta slaboabe de porumb de conservă, la asta la am un râmă și pufuleț, la asta la fider la râmă, nu am vermuști. Și din câte am auzit pe mal, la vermuști merge cel mai bine. Cred că mi-a venit și mie vreo plăticoță ceva la bonduiala. S-a dus, era crăpușor. Nu știu ce s-a băgat. O trage, o lăsa, o trage, o lăsa. L-am luat din cioc sau nu l-am luat. Nu prea-l sunt. Plăticuț. A, un plăticuț. Am de duce. Ora 12:30. Și se pregătește și aici, cred că se vină ploița. A început și vântul. Și poate să-l mai pornească, că până acum nu prea au vrut. Da, uitați ce pernață îi fac la bonduielul. Acum să spun și arunca calul la sepele, este foarte sensibil la vânt. O să le aduc destui mare oricum, greutatea e mică. Dar poate acum să vină, dacă până acum nu a venit. Uitați. Bun. Am rămas doar la o plătică, prietenul meu a prins 5 și zâna și ce mi-ai primit. Ați văzut ce cârnați de... Am încercat și pufuleț, și râmile, și bonduielul, și la tutti frutti i-am dat, și la usturoi. Le-am cam încercat pe rând și mai multe culoare pufuleț. Și vreau să văd unde îl găsesc, la ce îi place. Și revin cu capturi, că trebuie să iau și una frumoasă. Acolo băiatul a luat doi capșori, partea asta la altă, după prietul meu, bătrânelul ăla, a luat o plătică, cred că la un kil jumate, nu știu, dar mai, eu zic că era plătică, că nu părea nici crab.
filmez și eu așa. Să mă văd cu GoPro-ul. Am și fața am. Părul tutica de așa pe jos. Ne mai răcurim și eu la frunte. Și... valuri. Tot scăcată e mea. V-am zis că la 12 am înțat ploaie. O să încerc să mai stau în continuare. Dar na, suntem și ce rezultate pot să mai am. Deja la mare apă-i tulburi. Eu o să lanțe toți acești sensibili de azi. Și nu știu dacă o să am rezultate. Dar vă țin la curent până la plecare. Cam așa arată satul verii astăzi. A fost foarte frumos dimineață, foarte liniștit. Cred că care au venit la prima oră au și prins. Și arată ploaie din oră în oră, 70-80%, acum cât bate vântul nu mă aștept, dacă se liniștește vântul o să înceapă deci și ploaia. Și nu îmi doresc decât să prind un singur pește, mai mare și frumos, și în rest pe aici ok. Pește nu o prinde, dar vânt cald, deci nu e rece, e așa de răbăritor și e numai bine de stat, ai senzația că ești la mare, după cum se șpală unde. Vreau să stau până mă bucărește ploaia de tot. De acum poate o să încerc să mai pun din nou la râmă, apa s-a tulburat, poate să mai bage și răbitorul dacă apa-i mai tulbure de acum. Și am să pun pe la boabe mai colorate, așa, mai pe roșu, mai pe... să vedem la tutti frutti am. Alea se observă ce apă tulburi mai bine din ce am înțeles. Sper să intre ceva, chiar dacă pare că e imposibil. Speranța mare ultima. Ce avem aici? Ce harganici s-a băgat. Adi, plăticosule. Plăticosule. Și ce frate. Sogară. Ia să vedem. Cine ești tu? Săguți e plăticuță. E plăticuță sau un crăbușor. Încet, încet, încet. Adi tu, plăticuță lui tatăl tău. Hop. Iată ce plăticuță frumoasă avem aici. Încet. Nu o mai folosesc aici mincioc. I-am scos pe mare. Ah, ce plăticuță frumoasă. Bravo. Hai să văd dacă am ceva, că mă liniez acum, dar nu o să fie nici greu, nici ușor. Nu știu. Am luat de ceva, dar nu știu ce să-i zic. Tot o plătică. Tot o plăticuță. Adi tata, hai cu tata. Uși mari. Uși mari. Ia uitați ce nori sunt. Dacă ar fi plouat atunci la amiază, cred că după aia ar fi deschis și pescuitul un pic să meargă altfel, dar peștile sunt de ploaia și nu prea vrea să mănânci. Era bine dacă trecea acolo un 10-20 de minute și recurea un pic atmosfera și poate l-ar fi pornit și pește să mănânce altfel. E destul de cald. A fost vremea aia, ploaie. Mai este acum încă un pic nouă, dar totuși e canicula și soarele. A fost bătut vântul tare, deci vreo două ore a fost haos. Nici nu a cercat la nimica. S-a fost tulburat și apa.
Iar acum, după masă, nu prea mai vreau deloc. Mă uit în partea aia, acolo, pe colț. Sunt băieța aia cu mașina și o da cu bărcuță. Dar când sunt eu aici, am văzut astăzi și-au luat doi crăpușori. Pe partea asta, mai sunt băieța aia, au prins dimineață ceva plătică. Deci, activitatea e slabă. Poate că dacă ar fi plouat, l-ar fi dezmorțit un pic. Acum, de acum se înserează și trage în speranță că poate să înceapă să mănânci. Eu am rămas la 3 plăticuțe, prietenul meu a mai prins câteva, dar în general vin rar. Hai să vedem până în seară cum se termină pescuitul pe azi. Hai, îl tragem ca o plăticuță ceva iar s-a băgat la rămășoară. Un pui de somotel. Un puiuț de somotel. Ia uitați. Un puiuț de somotel. Îi dăm drumul. Hop! Am un stat. Mai bine era plătică. El a plecat până în sat și am rămas să mă uit la lansetele lui și văd că i-a venit ceva frumușață. Ia să vedem ce i-a venit la băița. Stai încet, stai încet, stai încet. Stai încet, stai încet, că nu avem niciodată. Tot un plăticuț. Hai cu viteza lumii pe mare. Hop. Ia uitați ce plăticuț i-am luat la băiat. Hop, așa. Tot. Prietenul meu ce plăticuț a luat. Ia să eu arunc înapoi la băiat și să mai iei unul până vine. Stasă albina. Mai stau și eu vreo 2 ore și să vedem în timpul ăsta acum spre seară ce se bagă. Deocamdată, pentru prima dată, am venit aici, n-am nici pregătit aici adecvat așa cu ce-mi trebuie. Din cât îmi dau eu seama, cel mai bine merge pe la bermușcă, la plătică. Eu n-am avut bermuș la mine și merge la râmă de gunoi, dar din alea mai micuțe. Seara. Și nici eu nu o să mai stau foarte mult. Și cumva îmi strag concluzii la partida asta care am făcut-o aici la Sadoveni. Deci eu am rămas la alea 3 plătici, un somotel, 2 somotel, unul mai mic și unul mai mare care mi-a eliberat și un crăpușor care l-am scăpat. Da, i-am văzut capul și l-am scăpat. Să știți că nu prea s-a prins, deci nu s-a dezamăgit. Pentru că cineva a fost cu bărcuța, a văzut că am filmat-o. Și de la ora amiezii până acum eu nu i-am mai văzut să-i sune alarmele. Iar în partea stânga mea mai este un domn cu vreo 4 lansete, pare pe se. O nădis și el. Și la amiază și spre seara acum și la fel nu i s-a băgat nimica. Deci nu se dezamăgi că n-am prins eu, că nu au prins nici ei. Din câte mi-au spus un coleg pescar care a plecat, au mers mai bine dimineață. Dar cred că contează și pe ce loc ești. Eu necunoscând locurile aici și nici nu prea am venit pregătit cu lansetuțele astea mele de azi. Nu că n-ar fi bune și aici, dar n-am fost pregătit, așa am venit cam pe fugă. Cred că îmi trebuie neapărat permuști.
Și aici, după părerea mea, cred că merge foarte bine la fider, la coșuleț cu vermoști. Dar altă dată când o să vin, normal că o să mă adaptez. Pentru cei care m-ați întrebat, sau dacă vă întrebați dacă se merită să merg și pe la prut, pe părțile alea mai sălbatice și aici, și dacă nu prind și dacă se merită, eu vă spun că vara mai are foarte puțin timp și o să se termine și o să avem timp să stăm în casă pe internet și la televizor destul. Așa că, prins, nu prins, eu încerc să profit de toată frumusețea verii, să mă relaxez, nu totuși doar pescuitul și prinsul de pește, ci statul în aer liber. Deci eu mă simt ca în concediu când sunt la pescuit, așa că nu pun mare preț dacă nu-mi intră nimic. Sau dacă nu-mi intră, îmi pare rău că nu puteți voi putea o captură mai fain, așa, sau un drill mai fain, dar o să vină și ăla cu timpul. Deci, deocamdată, am descoperit un nou loc frumos, îl știam, știam de mult de locul ăsta, mulți pescari vin în zona asta de prieteni de mei, încă, dar nu ajunsesem. Acum, cumva, mi-am făcut o strategie. Când o să fie vreme bună și anunțată vreme bună, o să merg în zona aia sălbatică, unde m-ați văzut și înainte că mai fac filme, iar când o să fie în timp cu ploaie, o să vin în zona asta aici. Și aici, din câte am văzut și m-am mai orientat eu, sunt mult mai multe locuri faine toate. Deocamdată am pescuit doar aici. Da, dacă până la plecare apare ceva, o să-l filmez. Deocamdată am făcut un mic rezumat a partirii de astăzi.